Mai emoționați decât învingătorii de la Düsseldorf s-au dovedit oficialitățile. Marcel Ciolacu și ministrul apărării, Angel Tâlvăr, le-au oferit sportivilor medalii și promisiuni. Cred că e normal să fii cuprins de emoție când se află cineva în fața dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, veți primi tot sprijinul pentru a continua această activitate. Sunteți un model pentru camarazii dumneavoastră, sunteți un model pentru societatea românească în ansamblul ei, pentru că, servindu-vă țara, ați avut de suferit, v-ați depășit suferințele și, iată, suntem în prezența unor performeri. Marcel Ciolacu i-a îndemnat pe militar să spună cum ar vrea să-i ajute guvernul, iar aceștia nu s-au lăsat rugați de două ori. Cererile lor au venit una după alta. Eu aș vrea să vă aud și pe dumneavoastră. Unde trebuie să ne implicăm noi mai mult? Pe linie financiară ar fi mult mai bine pentru noi, ca să se implice mult mai mult. Să avem prioritate pentru, eu știu, un 5 zile la Predeal sau un 5 zile la Capul Aurora. Noi beneficiem de prevederile unei legi, legea 168, pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare și urmașii celui decedat. Și ne-am bucurat tare mult și ne-ar fi, în primul rând, de mare folos să nu mai fie prins în acele ordonanțe de austeritate. Militarii au primit asigurări că toate cererile lor vor fi rezolvate. Eu aici vă promit că nu va mai fi prins în ordonanța tremurăță. Dumneavoastră fiind într-o situație oarecum specială, o să căutăm o soluție specială. Jocurile Invictus au ajuns la cea de-a 6-a ediție și anul acesta au avut loc la Düsseldorf. România a fost reprezentată de 20 de militari care s-au întors acasă cu 13 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 4 de bronz. Veteranii răniți în teatrele de operații au concurat la 8 discipline, printre care tir cu arcul, atletism, ciclism și înot.